Întotdeauna puteți încerca și alte metode. Asta este metoda pe care eu am folosit-o și a dat roade. Și ca să începeți să vă fie ușor, v-am spus întotdeauna în mijlocul, cât de cât, ca să vedeți ce se întâmplă, care trebuie să eliminate și care nu. Sub nicio formă nu vor trebui să se întrepătrundă. Această regulă se aplică la toate plantele, pomii care trebuie să tăiați, gramurile din mijloc se elimină și, bineînțeles, nu trebuie să atingă una de alta, pentru că vor lua boli, se vor umbri. Este simplă tăierea, trebuie doar să aveți o foarfecă de vie, să nu vă fie frică să tăiați, nu aveți ce să stricați, chiar și dacă lăsați un singur lăstar, cu siguranță anul următor veți avea, veți reface planta, deci nu. Ok, să vedem ce mai e aici, oricum se lasă o singură tijă, ramificațiile dispar. Așa, asta ar fi foarte bun. Mai e unul aici, care am putea să-l folosim pentru întinerere, dar acesta este mai viguros, așa că îl vă scoatem pe acesta mic. Vom scoate. Tăiem ramificațiile. Acesta este viguros, vine de jos, este perfect. De aceștia căutăm lăstare de aceștia. Se taie și îl vom tăia aici. Eu prefer un pic mai sus, ca să facă polăriile și ramificațiile destul de sus și oricum să aibă destui muguri să producă. Deci acesta este perfect. Următorul, avem un tânăr de aici care ar fi fost bine să-l lăsăm, dar vedem la anul. Îl scoatem de jos. Ramificațiile date jos și încercăm să ne ducem totdeauna cu ramificații spre exterior. Deci ramificație spre exterior, nu spre interior. Se scot toate de aici. De data asta mi se pare că e destul de înalt și o să merg spre exterior. O singură crenguță, de jos până sus, o singură tijă. Deci se vede, pleacă de jos până sus, o singură tijă. Tem 1 pe 3 din ea, să zicem. Aici următorul vine frumos de jos. Se ramifică. Putem să lăsăm ramura aceasta sau aceasta pe ramificare. Dacă e aceasta, va intra în conflict cu aceasta din dreapta, așa cum mă gândesc să o eliminăm. Lăsăm un vârf, 1, 2, 3 mugurași și am tăiat. Acesta este tăiat perfect. Nu știu cât de bine s-a văzut, dar sper că ați înțeles principiul. 4-5 lăstari, crengi, lăstari, tije, cum vreți să le spuneți. Se lasă din tulpina principală, din rădăcină, 4-5, maxim 6. Dacă are 4-5 ani, atunci lăsa 6, dar maxim 6. Să fie până sus, nicio altă ramificație. Vor da sus, vor da creșterile laterale și veți avea florile. Vă mulțumesc, dragi prieteni, să ne revedem cu bine!